Noi vouchere pentru români atât la stat cât și în mediul privat. Angajații vor primi bani în plus pentru competențe verzi, digitale și lingvistice. Ministrul Muncii anunță că se vor lansa trei tipuri de vouchere care vor fi acordate pentru creșterea competențelor. Ele vizează competențele digitale, lingvistice și competențele verzi care intră în sfera meseriilor viitorului, iar una dintre tendințe o reprezintă adaptarea la meseriile ce au la bază ecologia și non-poluarea. Pentru a obține beneficiile, angajații trebuie să aibă competențe superioare la locul de muncă, fie în domeniul privat, fie la stat. Pentru a avea specialiști în aceste domenii, Ministrul Muncii a anunțat noi programe de ucenicie, finanțate prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și de la bugetul de stat. Scopul este ca angajatorii să ofere venituri mai mari personalului datorită competențelor superioare pe care angajații le au, nu ca o nevoie de a crește veniturile, ci ca o corelare între venituri, competențe și plus valoarea pe care angajații o aduc într-o companie din mediul privat sau public. Valoarea celor trei tipuri de vouchere este în prezent incertă.